vă spun ca să... eram acum mulți ani la un simpozion la Cluj, era după masă, după masă de prânz, și tot așa într-un de anfiteatru, undeva la balcon, era așa întoarică acum, și eu am văzut că lumea doarme. Și am văzut că foarte încet, așa, încet, încet, și unul spune, vorbește, Doamne, mai tare să auzim și noi. Și am trezit pe toți. Să știți că încep cum au făcut copiii de aici, și eu să mă îndruc că am primit la Botoșani liceu Eminescu, deci nu la Uian. Și după aceea am terminat... am terminat facultatea de electronică la Iași. Nu vă spun în ce an, pentru că o să mă confundați cu Ștefan cel Mare, după care am făcut un doctorat. E adevărat, aveam job-ul, dar l-am terminat. Și vreau să vă spun cum așa la doctorat, că eram privat și eram cumva un patronaș care credea că are de tatăl și nu avea nimic în cap, de fapt. Și mi-era rușine spun să mă îmbrac, să mă vadă profesor, că să îmbrăcat așa mai modern sau mai elegant, să mă pice la examenul de doctorat. În fine, școala e grea. E grea tare, vă spun. Adică să nu credeți că cineva care a învățat carte o să spună vreodată că școala e un demers ușor. Școala este atât de importantă și pentru că eu cred că cu desăvârșire, cu lucrurile grele, cu lucrurile importante în viață, fac un efort covârșitor. Dacă vreți cu adevărat să întâmple ceva cu voi, trebuie să învățați. Ce o să faceți de aici încolo, o să vedeți că nu există o soluție. Eu nu pot să vă dau sfaturi pentru că paradigma în care am trăit eu este complet diferit de a voastră. Eu am învățat la școală pentru că altceva n-am de făcut, nu fumam, jucam un pic de fotbal așa pe Maidan. Îmi plăcea să beau o țuică și să mă duc la discotecă când mă primea sau când mă lăsă de acasă. Dar n-am avut alte provocări. Știți, spuneam, Marfie, dacă ai două ceasuri, înseamnă știu ora exactă. Astăzi, când aveți atâtea provocări, atât de multe lucruri pe care vi se oferă, sunteți, cred că, zăpăciți total. Nu știu cât a rezolvat internetul, cât v-a rezolvat Facebook-ul sau toate celelalte chestiuni care vă pierd timp pe toate device-urile. Dar să știți ceva și țineți minte că o să ajungeți poate mai târziu și o să vă gândiți la asta. Cel mai important lucru pe care îl avem este timpul. Este cel mai important aset al omului este timpul. Vă rog, nu-l pierdeți. Ca să nu pierdeți timpul, înseamnă să faceți în fiecare moment ceea ce trebuie făcut. Dacă astăzi trebuie să faceți ceva, trebuie să învățați. Am să vă spun un lucru. Nu există nicio societate, nicio familie, niciun om sărac dacă este educat. Când spun sărac, nu spun numai de bani în buzunar. Sărac spiritual, sărac în sensul de a exprima, de a putea oferi. Dacă suntem educați, putem face tot. Și am să-ți vă spun o maximă pe care a spus Confucius, ăsta a fost un filozof chinez, cred că a trăit ceva 500 de ani de Hristos, ceva de genul, și îți spunea așa, dacă vă faceți plan pentru un an, cultivați orez. Nu trebuie să cultivăm grâu. Dacă vă faceți planul pentru 10 ani, plantați copaci. Dacă vă faceți plan pentru 100 de ani, educați-vă copiii. Nu s-a ridicat așa pe urmă. Dragii mei, educația nu este un lucru ușor. Educația presupune un întreg complex de factori pe care totdeauna îți dă vina. Când nu avem școli, când nu e apă curentă, când nu sunt profesori, când nu îi dau bani, când nu avem autobuze. Educația pornește de la fiecare din voi. Fiecare din voi poate învăța pentru că are o carte, fiecare din voi poate învăța pentru că lasă părinții să învețe și fiecare din voi are timp să învețe doar acum. Dacă nu învățați acum, dacă nu terminați liceul și dacă nu luați bacalaureatul, care este nu doar o diplomă, este o certificare că ați trecut un pas important în viața voastră. Sunt foarte multe cazuri astăzi, inclusiv de oameni politici care au terminat școala la 45 de ani sau ceva de genul,
Și care spuneau că se poate. Nu se poate așa. S-au putut numai după Revoluție, când fiecare om își putea fabrica o diplomă. Nu vă spun asta ca să vă sperie. Vă spun asta ca să fiți atenți la viață. Dacă nu aveți cursul normal al ceea ce aveți de făcut acum, veți avea o mare problemă viitoare. Eu am oameni inteligenți, oameni care au pierdut timpul la viața lor și care nu au luat bacul. Și acum vin pentru că au nevoie de bacalaureat pentru a face o școală mai departe, pentru a face o altă calificare. Și spun, doamne, n-am dat bacalaureat și nu știu ce să fac. Singurul lucru care se poate face astăzi, să învățați. Acum 15 ani se copia. Sau se fabrica. Un mare șef al județului nostru spunea, doamne, dacă știam că se face așa de pe facultate, păi nu, dacă știam că se face așa de facultate, luam și bacul. Dar lucrurile nu sunt așa. Astăzi nu mai poți să faci nimic decât dacă învățați. Și aveți singura ofertă în viață. Când Dumnezeu va da timp. Va da din liceu și vom da din facultate. După facultate nu mai aveți timp. Pentru că încep să apară iubiri, încep să apară copii, încep să apară griji. Și toate celelalte lucruri care vin în viața fiecărui om și îi mută obiectivul. Sfatul meu este așa. Învățați astăzi, faceți sport. Pentru că dacă faceți sport, aveți mintea în vedere. Nu mai stați cu telefon la urechi când cineva vorbește. Uite cum îi fac de acolo de sus cu... Bravo! Încercați să nu pierdeți timpul. Eu nu v-am spus că am făcut o școală ca să vă spun că, sau ca și colegii mei, să ne lăudăm. Să înțelegeți că există ceva în lumea asta care poate fi făcut, dar cu efort. Efortul înseamnă atenție, înseamnă respect față de școală, față de profesor. Efortul înseamnă să fiți concentrați în fiecare... Poate că am stat mult aici, vă plictisim. Și asta e vina celui care vorbește. Niciodată într-o societate, într-o familie, nu e vina celui care ascultă. E acelui care transmite mesajul. Dacă trăim prost în județ, înseamnă că nu avem conducători care sunt mai buni. Dacă în familie nu avem tot ce trebuie, înseamnă că tata și mama nu au fost atenți la momente importante. Dacă o companie merge prost, înseamnă că managerul se slabă. Eu cred că desăvârșim lucrurile astea și vă spun. Deci, învățați acum cât puteți. Instrucția, școala este cel mai bun dar de la Dumnezeu, dar nu este nesfârșit. O să vreți la 30 de ani să mai învățați și nu o să puteți. Decât dacă vă împinge un resor politic ca să vă dea o diplomă. Dar nu se mai poate acum. Trebuie să învățați acum, pentru că asta trebuie să faceți astăzi. Acum ascultați mine 10 minute și sper să vă plictisesc, după care mai sunt niște colegi de-ai mei, după care să vă gândiți în fiecare ce aveți de făcut. Aveți grijă la acest internet. Este cel mai periculos lucru posibil al lumii de astăzi. Pentru că tot ce vine bine, vine cu răul lui. Aveți foarte multe informații, nici nu știu dacă vă trebuie să aveți 1 milion de informații, 1 milion de poze și 1 milion de impulsuri care să vă distragă atenția. Poate fi mult mai atent. Dacă mă întreb în sala aici la noi și dacă îmi zic cu cineva mâna, dacă a citit 2 cărți Dostoevski și dacă poate să-mi spună 2 titluri de romană Dostoevski. N-a ridicat nimeni, nu-i dau 1000 de euro. Asta era premiul. E târziu. Vedeți? N-ați învățat când trebuie. Trebuie să știți. Înțelegeți? Repet, învățați, faceți sport, citiți, adică lecturați și dacă aveți bani, plimbați-vă. Sunt lucruri care puteți să le faceți acum și care altă dată vor fi împotriva cursului vieții voastre. Da, să știți că dacă terminați o școală, un liceu sănătos, la ce facultate mergeți, iar un destin pe care nimeni nu știe. Nu vă spun nici părinții, nici apropiați, ceva de la tine vine. Băiatul meu cel mic, Șervan, când era în anul 4 de liceu, la liceul Laurean Cilă, a venit la mine și a spus că vreau să vorbesc ceva serios cu tine. Mamă, zic, și pot să-mi povestească să ce iubire are, ce cu el. Așa hotărât, la micul dejun dimineața, cămașa albă. Tata,
Am o întrebare grea. Ololo. Și mă întreb. Vreau să mă întreb să-mi spui la ce facultate crezi tu că ar trebui să dau eu. M-am blocat. Zic că, la ce te faci? Istoria. Foarte profesor de istorie. Dar ai vacanță lungi, bani puțini. Oh, îmi place agricultura. Foarte inginer agronom. Numai că acolo unde în ciubote și stai pe câmp. Numai ești la Paris în fiecare săptămână sau cu calculatorul în față. Așa gândeam eu atunci. Energetica. Oh, interesant. Foarte inginer energetician. Pentru că aici altceva, e o dezvoltare, nu știu ce. N-a făcut din ce i-am spus. Eu cred că a fost doar modelul meu, să spunem. Pentru că eu am făcut, fiind electronist, am dat în domeniul energetic. Așa că, cred că fiecare, nu aveți un plan acum, dar planul vine. Dacă învățați bine, planul vine. Pentru că vă scalați viața și cu ce ați învățat. Că dacă termin BAC cu 5, 4, 10 sau cu 6, nu știu care e mult mai medic, ai putea să lua, nu vă gândiți la electronică. Nici la medicină, nici la informatică. Dacă terminați liceul cu medie mare, aveți șansa să vă duceți la orice facultate de voi. Problema este în felul următor. Facultatea are ceva, te ademenește, dacă orice chimeră te poate băca cu capul în gard. Nu credeți că o facultate este suficient ca să deveniți un om important în viață. Facultatea poate să desăfârșească niște aptitudini sau niște abilități ale voastre, vă modeleze niște abilități ca să puteți fi mai bune în viață. Eu, de exemplu, la facultate, eu am făcut electronică pentru că, bine, de vremea mea am făcut altceva. Dacă nu făceai o facultate, te făceai muncitor. Dar te făceai muncitor de comunismului, părea pentru mine o mare povară. Eu spun că astăzi nu mai este așa. Astăzi nu există o diferență foarte mare între un inginer și un specialist foarte bun. Să nu cumva să crezi dacă ai o diplomă de inginer, ai câștigat ceva. Ai o diplomă de inginer doar dacă ți-ai perfecționat abilitățile, dacă ți-ai mărit, să spunem, cunoștințele, ți-ai diversificat area de în care poți profesa. Cel mai important este să în fiecare zi să credeți sau să puteți face ceva important. Și astăzi sunt oameni care au dat o facultate, nu vă mai spun, aș vrea să dau numele de facultăți care sunt, noi le-am copiat din Occident, dragii mei. Acolo sunt trei tipuri de facultăți mari sau două tipuri mari și rate. Sunt facultățile istorice de stat, dacă mergi în Franța, sunt trei instituții de învățământ care creează toți miniștri, toți oameni de afaceri și toți specialiști buni. Și mai sunt 100.000 de alte facultăți private care îți dau șansa să înveți ceva ca și cum deci la un ceva pentru tine. Dar pentru a fi util societății, s-ar putea să-l conteze. Sunt foarte mulți oameni care se amăgesc, de exemplu, fac administrație publică. Nu toți o să fiți primari și nici de-astea administratori publici. Dar e bună! Dar gândiți-vă cu inginerie serioasă, cu un profesor serios, cu un medic serios, acolo sunt facultățile care sunt esențiale, după care puteți merge în altă parte. Legat de meserile, pentru că dacă ai terminat o facultate, nu-ți dă nimeni nimic astăzi. Chiar dacă ai absolvat o diplomă cu o notă bună. Bine, eu când văd un om care a terminat la Iași, la Cluj, la București, la Timișoara, electronică, electrotehnică, îl angajez fără să întreb cum îl cheamă. Cine face o facultate bună cu un CV serios al facultății, și aici am spus o chestiune interesantă, cine face o facultate bună, pentru mine, este care este angajator. În companiile în care sunt și eu, sunt vreo 600 de oameni cu studii superioare. Sunt 400 de ingineri. Adică am avut de-a lungul timpului să văd oameni buni și oameni care excelează numai prin faptul că au făcut cea mai bună facultate. Aici e important. Deci, facultatea, gândiți-vă să întâmple, e adevărat că cu cât e mai ușoară facultatea, cu atât trăiți mai ușor prin ea. Și vă numiți prin apă, cum trebuie cu găscat. Deci, încă o dată, nu este nimic ușor în viață, ea poate fi doar plăcut dacă efortul nostru este încrunat cu niște succese, ca să-ți dea, energie, să faci ceva mai departe. O facultate grea nu e deloc ușoară, nu e deloc, e greu de atins. Facultate de grea. Medicina, de exemplu. Sunt atâția oameni care vor să facă medici. De aia sunt și puțini, de aia sunt respectați, de aia au bani mulți. O facultate bună de, nu știu, de automatizări, de calculatoare. La fel, e complicată sau inginerie bună pentru că
Eu depins acolo. Dar odată făcută, vă dă niște aseturi, niște elemente care puteți rezista în viață. Da, ce ați putea face dacă terminați o facultate? Dar până acolo mai aveți. Deci luați bacul, deci faceți sport, învățați bine, luați bacul, după care la vară vă plimbați și dați examen la facultate. Ați intrat la facultate, vă distrați de vă prăpădiți. 4 ani de zile, nu știe nici mama, nici toată ce faci, vă dă niște bani, dacă vă dă, nu știu, cât 1000 de ron, nu mai mult, vă dă 1500 ron pe lună, cu un prieten bun, care mare tată bogat, sau invers, să pot realiza niște, o facultate. Dar facultatea vă maturizează numai dacă o luați în serios. Dacă nu luați în serios, ați terminat-o cu 3-4 examene lăsate în urmă și după aia vă amărâți toată vara să le, sau viitorii ani, să vă luați punctele respective. Dar subiectul este așa, dacă terminați o facultate sau nu terminați o facultate și nu este esențial să mergi la facultate, credeți-mă, oameni deștepți fiind, dacă faci un liceu bun, nu este esențial să faci în primul an facultate. Este esențial să-ți produci ceva pentru tine. Dacă ai idei de a face ceva și... Am învățat o meserie bună și o să vă dau niște exemple acuși, care pot produce bani. Chestia este în felul următor. Sunt foarte mulți oameni care i-au furat viața, au fost foarte buni la liceu, după aia s-au angajat undeva, au început să câștige niște bani și au putut să revină foarte greu la facultate. Pentru că a intrat din nou la școală după 2-3 ani de întrerupere, complica foc. Aici este mare risc. De asta e bine ca școala să meargă într-o evoluție normală. A fost un liceu bun, dau examene, sunt bine în armată și mă duc la facultate. În o facultate, după care mă duc în altă parte. Pentru că orice întrerupere de învățat, o să vedeți că e foarte, foarte greu să reporniți. E ca un motor care îmbătrânește și care ruginește și care nu ai de unde să-i mai dai combustibil ca să funcționeze. Așa e făcut omul. Eu când m-am înscris la doctorat, imediat după facultate, am în revoluția, vă dați seama că am stat în horă și am cântat, am bătut cu un batiu strungului 4 ani de zile, ce bine o să fie și ce bine o să trăim noi dacă nu facem nimic. Și când m-am trezit la 34 de ani să mă duc la doctorat, nu știam unii scărți, deci dacă nu știam să deschid bine. Bun. Dacă terminați o facultate sau nu terminați o facultate, sunt mai multe opțiuni de a trăi. Acum, sunt lucrurile astea. Stăm în România? Stăm în Botoșani? Vrem să plecăm afară? Am foarte mulți colegi care au plecat. Bine, generația mea, generația părinților voștri, chiar mai mari ca părinții voștri. Am foarte mulți oameni care stă afară și am foarte mulți oameni care revin în România, care și-au făcut copii în afara țării, care vin acum să se restabilească aici. La toți există, din păcate, o mică traumă, o mică dramă a vieții lor. Pentru că și-au pierdut tinerețea cumva, muncit de afară. Toți au făcut copiilor, sunt noi, am rămas în Italia sau în Spania pentru a ajuta copiilor să termine școala și după aceea. E foarte, foarte greu să fie afară un mare performer. Este aproape imposibil să fie afară mai bun ca în țară. Sunt niște chestiuni care nu ar trebui să conteze. Astea se numesc, știți, că ești emigrant, că ești de acolo. Greu să te impui. Trebuie o comunitate grea, mare, puternică, ca să fii, de exemplu, un grup de români bun la New York. Și am prieteni în America, am în Canada, am în Franța, vorbesc cu ei, mai vin în România. Cred, eu, dacă mi-aș lua viața de la capăt, nu m-aș gândi niciodată să plec în țară. Bine, poate am noroc și sunt convins că am noroc. Adică am rămas în România după Revoluție, când tot era posibil, am făcut afaceri în 92, am plecat. Și n-am plecat gândind că o să fac bani, că nu trebuie mie, nu. Pur și simplu am plecat forțat din prejurări. Mi se părea că în lumea în care trăim eu atunci, toți nu făceam nimic. Adică era așa un haloima. Atunci era, se numea domnul administrator public, cred că știi, eu am plecat la RNL după Revoluție, pentru că era mai mic, nu prea știam eu atunci acolo. Toată lumea nu făcea nimeni nimic și domnule, o să se întâmple ceva cu lucrurile astea. Nu poți să nu faci nimic, să aștepți bani continuu. Și s-a întâmplat. Și țara asta a pierdut foarte, foarte mult timp, pentru că atunci, în perioada aia 90 până prin 2000,
Am pierdut mult, 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 mult timp. Am fost zile trecute, asta așa ca o paranteză, am fost zile trecute să vizitez niște deșeuri, niște gospodării de deșeuri. Se numește economie circulară, foarte interesant cu lumea asta, pentru că continuu producem niște gunoaie care, dacă nu știm să reintegrăm în ciclul economic, resursele noastre se termină, așa cum spune gazul metan, mai este pe 25 de ani într-o altă zonă. Sau cărbune pentru 100 de ani. Categoric, la un moment dat, aceste resurse vor epuiza. Dacă știm să le aducem în circuit, să consumăm altfel, să economisim, să găsim alt tip de resurse, lumea va dăinui încă 2000 de ani de ceva. Dar ce am văzut acolo? Și m-am dat Făgăraș. Făgăraș, care avea pe vremea comunismului o platformă industrială numită Nitramonia Făgăraș, care făceau de la praf de pușcă tot felul de alte chestiuni de astea de chimie grea, nu doar praful de pușcă, dar amonia, cabană, tot felul. O industrie incredibilă, incredibilă, care sigur că am văzut-o dărâmată toată și acolo era o industrie nouă făcută și ne-o lăudam toți. Acum, doamne, am o fabrică de-astea de CSL combustibil, solid, recuperabil. De fapt, era o moară de gunoi. Ziceai, un gunoi acolo mai mestecă și exact. Dar cu ce era? O moară făcută în România, adică o moară, o instalație foarte mare și frumoasă, cu niște utilaje aduse din Austria în a doua. Ei, eu cred cu desăvârșire că lumea asta nu se închide, că România are un viitor teribil de frumos și de interesant, numai dacă îl populăm bine. Dacă voi învățați carte, dacă voi vă instruiți și dacă aveți curajul de a rămâne aici, pentru că ce vă spun acum, mi se pare un spațiu foarte, foarte, foarte mare de a face afaceri. Să vă dau câteva exemple. Dar trei exemple. Mă gândesc la energie regenerabilă. Suntem în cea mai complicată paradigma lumii de la începutul. Deci criza energetică. Va urma o criză a apei potabile, în opinia mea. În afară de criză de sistem, crize politice, crize de conștiință, crize de nu știu ce. Ei, criza asta energetică nu se sfârșește aici. Va trebui să muncim într-o zonă a energiei regenerabile. Astăzi, dacă 2 din voi, 4 din voi, 5 din voi, 100 din voi aveți timp să vă angajați, vă pot de mâine să calificați, să puteți instala panouri fotovoltaice pe casă. Simplu. Puteți câștiga niște bani, puteți vă instruiți, dar nu mai munca fizică așa acolo. Poți să o calculezi după aceea. Să pui invertor, să faci și calcule. Să ne gândim la o mediu energetic al fiecărei case. Adică nevoia de inteligență, de lucru ușor de învățat, o aveți astăzi în energie regenerabilă. Mă gândesc că panouri fotovoltaice, o să apară foarte mult politica hidrogenului, care va fi un combustibil cred al viitorului. Nu știu dacă la energie de asta eoliană e așa de simplu să intră, dar în schimb la utilizarea energiei electrice este un loc extraordinar de interesant. Și aici, dacă învățați bine, există încă o dată loc peste tot, pentru că vorbim de ce se întâmplă la noi. Un al doilea lucru foarte interesant este agricultura procesată. Oricare din voi, dacă este atent, sunt foarte, foarte multe programe europene. Sunt foarte, foarte multe locuri și oameni care spun avem bani, dezvoltați, faceți micro-întreprindere sau lucrați în domeniul ăsta. Nu numai decât să fie antreprenor. Ăsta poate cum spunea domnul prefect. Întâi a muncit, după aceea de antreprenor. A fost, a învățat, a căpătat niște cunoștințe, a căpătat niște cunoștințe, a acumulat niște informații, îți găsești o mică piață după care și trei ani. În domeniul ăsta al procesării alimentelor este foarte, foarte mare loc. Mergeți astăzi în orice magazin din orașul ăsta și o să vedeți că tot ce înseamnă biscuiți, pâine, lapte, tot, este făcut de cineva și culmea că nu s-a făcut doar la noi sau foarte puțin la noi. Asta înseamnă că oricând se poate reloca o mică industrie făcând aici, nu știu ce, ulei special din nu știu care plantă. Dar vă trebuie o institut agronomic sau o fabrică de nu știu care de industrie alimentară. Și o altă chestiune foarte interesantă este inteligența artificială. Nu știu dacă mai putem vorbea de IT, adică știți, facem niște calculatoare, am asamblat calculatoare și noi, să știți. Noi am fost acum mulți ani cei mai mari importatori de plăci de bază care, și plăci video, cei mai premiază din țara asta a construi calculatoare. Pe vremea mea, cine construia un calculator, un desktop privat,
Era geniu, dar găseai de toate și de pe acolo. Acum a trecut vremea asta. Apare inteligența artificială. Nu știu dacă careva dintre voi, ia mai dau un premiu, a lucrat vreodată cu ChatGPT. Dacă știi și asta. Aoleu, nu mai am atâta bani, bravo. Felicitări, dacă bravo, vorbim la urmă. Inteligența artificială care, dacă nu o reglementăm acum, și nu noi, trebuie să o învățăm. Oricare din voi poate să devină un om important ansamblând, știind procesele, punând pe acel robot să lucreze. Dacă să-l pui să lucreze, trebuie să-i dai contextul și informațiile. Ca să-i dați informațiile, trebuie să știți geografie, fizică, trebuie să știți chimie, matematică obligatorie și sigur trebuie să învățați și limba română, dar nu vă învați el. Știți că eu l-am pus pe ChatGPT să-mi scriu un discurs motivațional. Dacă îl citeam, plângeați toți. Numai că m-a întrebat cine în sală, ce vârstă au, ce se ocupă. Și am spus, sunt mulți la întuneric, nu-i văd, adică și m-a blocat. La întrebările care trebuia să-i răspund, și am spus, mă lasă, îmi face că nu pot să-l convinc pe ăsta să-mi răspundă. Și să-mi facă ceva să vă placă. Închei spunându-vă așa. Sunteți în cel mai frumos moment al vieții voastre. E adevărat că examenele astea vă rup ceva din frumusețea momentului. Dar o să vă amintiți formidabile frumoase când eram în clasa 1 și în clasa 2 și când aveam și o prietenă care mai uitam la sau un prieten la care mă tăgeam cu frigare la el și care, după care a făcut examen, au reușit, au dus la facultate. Deci cel mai important moment al vieții voastre. Dar nu pierdeți timpul. Încercați să vă organizați timpul. Încercați să faceți tot ce ține de voi. Nu trebuie să fiți robot. Trebuie să fiți pur și simplu să nu aplecați urechea la orice fel de informație. Este foarte, 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 de 10 ori foarte greu să nu vă pierdeți timpul astăzi din cauza acestor device-uri care le aveți toți în buzunare. Și unii chiar la ureche. Aceste device-uri sunt moartea voastră pentru că vă omoară timpul. Încercați să citiți o carte. Deprinderea de a citi o carte, cartea ca obiect, să o țineți în mântă, mirosul cărții, este mai frumos decât o floare uneori. Mai trebuie să învățați asta, trebuie să vă forțați ajuns acolo, să nu vă fie frică de cărți. Cel mai important sau cel mai frumos lucru este să intrați măcar o dată pe săptămână într-o bibliotecă. Pentru că n-aveți mulți acasă. Cred că v-a făcut râsă. Am să vă spun o chestiune. Echipa mea de fotbal, a noastră de fotbal, nu e a mea, a voastră, a noastră orașului, avea cândva un copil care îi chema Răzvan Pleșcă. O spun la toți asta. Și era portar. Era un tip educat. Și ca și în orice delegație de asta, de la Botoșani până, nu știu, la București, fac un popas sau două. Și au oprit undeva la un precurs, la 12-11 noaptea, să ia ceva bun, un suc, alții, un hamburger, nu știu ce. Și asta, toți, ceva de mâncare, de băut, și Răzvan Preșca, și-a luat o carte. Și s-a provocat, băi, ăsta că e o greșit, dar nu mănâncă, dar o dacă de carte. Și uitau după el, ca după un extraterest, e o carte în mână, să nu vrea să-i spună. Răzvan, dar ce faci cu ea? O citesc. O lemnit toți. Ai, Doamne, ferește, cum citești cartea asta? Adică, nu ajungeți în paradigma asta, dragii mei. Să nu vă fie de cărți, pentru că sunt singurele. Bine, sunt foarte mult de altă poveste acum. Sunt așa de multe cărți încât îți faci iată să faci selecție. Dar cred că este important să aveți o listă de lecturi pe care să nu o uitați. Niciodată să nu o dați deoparte. Nu se poate să nu treci în literatura română, eu știu, cea rusească a Adineaur. Nu știu, cred că n-aș ști nimeni Homer, Iliada și Odiseea. Cred că n-aș ști. Sau așa, am plinut profesor, nu, de ele vorbesc. Dar, adică, eu nu sunt deștept, să știți. Eu vă spun asta ce am auzit la alții și am trăit în viața asta mea cu diverse oameni cu nivele diferite. Pentru că dacă vreți să învățați ceva, schimbați-vă din când în când anturajul. Chiar petrecerile. Încercați să le faceți cu oameni deosebiți. Cu alți oameni care sunt ultima petrecere. Nu faceți același lucru cu aceiași oameni. Intrați într-o stare de confort.
Și am să vă spun o altă maximă, confortul, starea de confort, este cea care vă semnează moartea spirituală. Puneți-vă într-un fel de dificultate. O dificultate care să vă dea continuă atenția la lume. Întrebări. De asta dacă citiți, dacă aveți un film bun. Odată am fost când a fost la noi pe conveac de singurătate. S-a fost un teatru la Botoșani, montat acum, nu știu, vreo 5 de ani. Cred că am marchez. Și a luat un fotbalist cu mine la teatru. Bineînțeles, un veac de singurătate montat la și la Botoșani. Eu n-am înțeles nimic. Eram pur și simplu așa, fără reacție. Și ăsta când m-a văzut, la pauză tot fugea să nu-l întreb. Zic, bine, nu-mi place, ce faci? Și zice, da, ți-a plăcut? Zic, eu n-am înțeles nimic. Eu chiar nimic n-am înțeles. Da. Bun, lucrurile, filmele grele vă pun întrebări. Cărțile grele vă pun întrebări. Crezi, comod citește pe ăsta, pe Facebook, ce ai făcut, două poți, curge prea ușor și nu vă ajută cu nimic. Închei. Învățați? Faceți sport? Nu pierdeți timp. Timpul este cel mai interesant aset al vostru. Și mai spunea cineva că civilizația este salvată doar de oamenii instruiți. Instrucția, școala, este esențială. Credeți în profesor? Să știți că nici eu nu am avut cel mai bun profesor din lume și tot a fost extraordinar, că mă gândesc acum retroactiv, numai că profesorii își dau uneori toată sănătatea pentru voi, iar voi trebuie să înțelegeți că dacă doar sunt atent, înseamnă să-i respect. Și dacă sunt atent și respect, ceva în mintea noastră se va lega. Vă las. Dacă mai vreți să vorbiți cu mine, am alte lucruri să vă spun, dar trebuie să fiți mai puțin și trebuie să vă întreb și eu pe voi. Adică punem întrebări care pe care și cine pierde, a pierdut. Vă mulțumesc, fiți sănătoși!